Primarul municipiului Călăraș, Daniel Ștefan Drăgulin, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre stadiul lucrărilor efectuate pe străzile Grivița și Tudor Vladimirescu. De asemenea, edilul a adus în discuție și cele trei proiecte cu finanțare europeană ce vor fi semnate în cursul acestei luni. Dar aș vrea să vă spun că, din punct de vedere al activității pe care primăria, executivul le are, este vorba de lucrările care se derulează pe strada Grivița și care, după părerea mea și la neasigurat acum, dacă și timpul ne va permite ca un primul strat de asfalt să fie terminat de la intersecția cu Cuza Vodă până la intersecția cu București, strada București. De asemenea, săptămâna ce vine se va turna stradul de acela de beton stabilizator pentru partea de la locomotivei până la Bulevardul Republicii. Iar după o săptămână, atât cât necesită întărirea acestuia și priza pe care trebuie să facă, se va turna și stratul de asfalt. Ulterior, deja s-au apucat de trotuare, să pună piatră, stabilizator și după aceea pavelele. Ce termen avem pentru strada Grivița? Anul viitor. Eu încerc să, noi încercăm să, și ei doresc să termine cât mai repede, pentru că cheltuielile sunt mai mari dacă perioada este mai mare. Iulie. Da. Se îngroapă toate cablurile. Nu știu dacă ați văzut, deja s-a început din... Dar sunt niște probleme vis-a-vis de stâlpii pe care îi avem de la Enel, trebuie să-i dăm la o parte. Există o conlucrare bună, pot să spun. Cred că avem aproape, nu știu ca număr, dar în orice caz, peste 95% din stâlpii care sunt de la Dobrogei către capăt, vor fi dați tot jos. Dar de ce nu se lucrează tot timpul? Nici pe Grivița, nici pe Lasă-mă să termin și după aia îți explic. Deci, da, se lucrează. De asemenea, mai avem unele proiecte care, după părerea mea, și vreau să felicit pe toți cei care au contribuit la întocmirea proiectelor, la depunerea lor la ADR, vreau să vă spun că la sfârșitul lunii septembrie, cel mult luna octombrie, vom semna contractele de finanțare pe trei proiecte. Este vorba de, să iau scurt așa, strada București, a cărui valoare se ridică la 9,35 milioane de lei. Sau și trotuare. Și trotuare. Proiectul este mai mare. Trotuare nu mai... Vă întreb pentru că trotuarele nu au fost... Nu, stai puțin. Zonele unde nu au fost reabilitate. Deci e vorba de la Panduri până la... Până la Da. Și de la Panduri până la 5 Călăraș. De asemenea, avem zona pietonală de la Piața Mare către prefectură cu toată zona... Strada București presupune și prelungirea București, nu? Bineînțeles. Deci de la... Hai să zic, de la... Siderca până la model. De asemenea, avem... Mă întrebați la sfârșit. Care e Piața Mare? Piața Mare. Piața Mare e piața... Care deci. Piața? Da. Piața Centrală, da. O să ajungem și la Piața Centrală. Suma pe care ați spus-o de București era euro. Da, euro. Ce-am zis în lei? Exact. 9,35 milioane de euro. Pietonalul care... după părerea mea, va fi o lucrare care va arăta, de fapt, faptul că și Călărașul poate să facă parte din orașele moderne. Valoarea lucrării este de aproximativ 7,73 de milioane de euro. Da, v-am mai spus, se va închide inclusiv tronsonul de stradă de la intersecția Sloboziei cu București până la hotel. Va fi închisă și va deveni pietonală cu o piațetă foarte frumoasă, cu spații verzi, cu fântână arteziană. De asemenea, avem un sistem de management al traficului, cu care înseamnă monitorizare video dispecerat și tot ceea ce înseamnă activitate semaforizată, a cărui valoare se ridică la 3,98 milioane de euro. Astea sunt primele trei proiecte pe care noi le vom semna.
Suntem în avansat și cu caietele de sarcini pentru aceste trei proiecte, urmând ca în momentul când vom semna aceste contracte de finanțare să avem deja, să fim poate terminați cu caietele de sarcini sau pe ultima 100 de metri cu caietele de sarcini ca să poată fi ridicate în seară.